Bună ziua, dragii mei, sunt Nicoleta Olaru și astăzi împreună vom analiza unghiul a două plane, respectiv plane perpendiculare. Mi-am propus mai întâi să vă prezint câteva situații din viața de zi cu zi, acolo unde este posibil să ne punem problema unghiului a două plane. Un prim exemplu îl constituie, iată, un laptop. De foarte multe ori sunt convinsă că s-a întâmplat să aveți nevoie să înclinați mai mult sau mai puțin planul ecranului față de planul tastaturii, astfel încât să puteți vizualiza mai bine ceea ce este expus pe ecran. Un alt exemplu îl reprezintă unghiul dintre planul acoperișului și planul tavanului unei case. Vă întrebați poate de ce ne-am pune această problemă. Iată, pentru a lumina mansarda, de multe ori se montează pe acoperiș una sau mai multe ferestre. Aceste ferestre au marcat pe etichetă, iată, așa cum vizualizați în imaginea de alături, faptul că ele pot fi montate doar dacă unghiul dintre planul acoperișului și planul tavanului este cuprins între 15 și 90 de grade. Pentru a determina unghiul a două plane, vom parcurge câteva etape până să determinăm acest unghi. Mai întâi, este important să determinăm dreapta comună a celor două plane, așa cum aveți exemplificat în imaginea notată cu numărul 1. Iată, dreapta dintre planul alfa respectiv beta este dreapta marcată și notată de noi cu D mic. Etapă este să determinăm, să alegem pe dreapta comună un punct convenabil. Noi am notat acest punct cu A și el se găsește pe dreapta comună D a celor două plane. Punctul ales se construiesc perpendiculare pe dreapta comună, astfel încât o dreaptă este perpendiculară pe dreapta D și este inclusă într-unul din plane, iar cea de-a doua dreaptă perpendiculară pe dreapta comună, dar este inclusă în cel de-al doilea plan. Astfel, unghiul ascuțit a celor două drepte este unghiul celor două plane. În cazul de față, unghiul dintre cele două plane se vede, este marcat, are o măsură egală cu 63 de grade. În cazul în care unghiul planelor este egal cu 90 de grade, vom spune că cele două plane sunt plane perpendiculare. În continuare, am să vă dau exemple de două cazuri de plane perpendiculare. Un prim exemplu, iată, este în cazul piramidei 4 latere regulate, acolo unde planul diagonal EAC este perpendicular pe planul bazei ABCD. Sau, în cazul prismei 4 latere regulate, vom avea planul diagonal GIKM perpendicular pe planul bazei FGHI sau pe planul celelalte baze JMLK. Cu speranța că ați înțeles cum determinăm unghiul a două plane, vă doresc mult succes! Bună ziua!